Salut, dragii mei, sunt Adrian Minune și vreau să vă spun că nu a murit nimeni, nu a murit Filu Salam. Fac clipul ăsta pentru cei care mă sună pe mine și pe fratele meu. Deci nu a murit Filu Salam. Oamenii, știți cum vorbesc. Vorbesc ca napoda, pentru că e puțin răcit, am zis că e la spital. Totul este ok și cu el și cu familia lui, Dumnezeu să aibă grijă de el. E tot ce își dorește Filu Florin Salam. Voi știți că eu nu fac clipuri din astea care sunt, nu știu, că am murit, nu știu ce, că... Deci nu stați liniștiți, nu a murit. Țin să vă anunț pe toți că cumătul meu, Florin Salam, nu a pățit absolut nimic. Mi-este foarte greu să pronunț ce se zvonește. Vă rog din suflet, înțelegeți cu toții că nu s-a întâmplat absolut nimic. A fost suspect de COVID, o să urmeze o recuperare, dar o să cânte la toată lumea. Ce se dă prin presă și pe acolo și pe acolo, să știți că este absolut tot fals. Cam atât. Sunt foarte puțin nervos din cauza că se speculează foarte urât despre acest om. O seară bună să aveți cu toții și Doamne ajută la toată lumea. Cumătul meu, să știți, vă dau cuvântul meu că și eu m-am speriat. Nu există așa ceva. E foarte bine cumătul meu și cam atât. Vă pup pe toți, să vă dea Dumnezeu fericire și sănătate. Doamne ajută la toată lumea. Vă zic cu mâna pe inimă, oameni buni, nu există așa ceva. E ok. A fost suspect de COVID. Este foarte, foarte, foarte ok. În câteva zile o să-l vedeți toate scenele și o să vă cânte și o să vă bucur. Vă pup, sănătate mult!